Da, vezi că există trendul ăsta acum, mai ales la televizor, cu acele emisiuni X Factor, România au talent și care mai sunt pe acolo, că sunt o grămadă. Și vezi că toată lumea vrea să apară la televizor, toată lumea vrea să fie vedetă. E foarte bine că e o competiție acolo. E o competiție foarte bine. Dar e de bun augur? Adică... E de bun augur, sigur. Important este ca după ce se termină emisiunea să și continue. Apropo de ce spunea și Ovidiu, trebuie să continui. Cel mai important. Cel mai important este să ai continuitate. Să nu bine, și mulți dintre ei, dacă nu mai au sticla, sigur că nu mai este interesant. Sunt mulți care trăiesc pentru ea. Care au câștigat concursul ăsta. Tocmai, ce s-a întâmplat cu aceea? Majoritatea nu... E o problemă, ei nu sunt pregătiți pentru celebritatea pe care o au în urma concursului. E greu de dus celebritatea asta în cârcă? Ovidiu, cât de grea a fost? Nu trebuie să fii conștient puțin ca să... Adică să-ți golești mintea, să te eliberezi, să ai stări meditative. Eu cred că nu trebuie să fie un mod de viață. Adică celebritatea o capeți în urma succesului pe care îl ai. Da. Și okay. Trebuie să continui. Exact. Și complexitatea unui artist. Că nu e numai pe scenă. Să faci meseria. Celebritatea asta poți să dai în cap. Unul e așa, apar la știri și ești celebru. Absolut, mă rog, da. Știi? Au fost multe celebrități din astea de TV și așa mai departe, de care nu mai știe nimeni acum. Acum sunt pe TikTok, dispar și alea. Sunt mulți care sunt foarte cunoscuți, influencer și așa mai departe.